punct amelorarea sau remodelarea apartamentelor, la retras domnul primar, dar totuși să ținem cont și acolo că sunt unii cetățeni, unii locatari care deja și-au făcut amelorarea locurilor și nu e vina lor, când au avut un motel și ce culoare se dă la apartament. Nu trebuie să-i amendăm. Domnul Dinescu, nu intru în contradictorii cu dumneavoastră, dar apropo la lucrurile inițială care a fost respectată. Domnul președinte. Și a obținut fiecare după gustul lui. Poate că fiecare asociație, poate că asociația, că dacă e făcută prin asociația de locatari, trebuie să tragem la răspundere asociația de locatari. N-are cum să fie făcut. Trebuie să ajungem acolo. Noi, din contră, ar trebui să incursionăm cetățenii să-și anvelopeze locurile, că noi nu avem bani să le avem. Al doilea punct, pentru că tot pe ordinea de zi, ultimul punct a fost cu sportul, eu am o propunere și cred că a fost de mult, că tot am discutat-o cu colegii, ca terenul 2 de la PCH să se numească Constantin Cârstea. A fost un sportiv, un fotbalist al județului Iași și cred că este meritos pentru memoria lui Constantin Cârstea, zis CFR-ul, ca terenul 2 să se numească Constantin Cârstea. Domnul Dinescu, o asemenea propunere, care poate fi binevenită, eu mărturisesc, nu sunt microbist, cred că trebuie un pic mai argumentată. Și asta se poate concretiza sub forma unui proiect de hotărâre, care să aibă o expunere, o motivație, rapoarte și așa mai departe. Nu la capitolul diverse. Da, bun. Dar dacă nu plecăm pe undeva, nu ajungem nicăieri. De la proiect, de la propunere de proiect. Totodată fac parte din Consiliul de Administrație la Generală 14. Și vă spun sincer că am intrat într-un Consiliu de Administrație ca să pot să ajut. La Generală 14, am vorbit cu domnul viceprimar Tidaru, este nevoie pe terenul de sport, dacă vreau să incursionăm în sportul, de un covor bituminos. Am vorbit cu domnul director de acolo și o să fac o adresă către primărie, către Consiliul Local, să vedem dacă putem să-i ajutăm, pentru că este nevoie. A treia propunere. Un pic, ca să vă și răspundă domnul viceprimar, pentru că dorește să abordeze subiectul. Domnul consilier, cred că toți dintre noi și toți membrii și profesorii și cadrele didactice doresc în ceea ce o studiez de astăzi la școala 14. Imposibil de realizat în vremurile acestea și în totalitate. Eu, mă rog, de trei mandate de pe sunt aici, nu cred că am asfaltat în totalitate mai mult de 3-4 terenuri. Gândiți-vă că tot dumneavoastră și în special cetățenii, și o să vedem medicul pe multe solicitări cu privire la intervenția în carosabil și în special pentru parcări, parcări și așa mai departe. Ține numărul care cu asta suntem departe de a rezolva ceea ce dorim. Nu putem decât să luăm în evidență alături de zecile, pentru că sunt peste în jur de 80 de minute. Ok, să dea acolo la sunt domnul viceprimar, dar trebuie să și facem ceva. Dar așa, dacă el avem bani pentru nimic. Nu. Dumneavoastră sunteți aici și vei ști ce bani avem. Și banii aia care avem trebuie să-i cheltuim ridicios, dar pe aia care avem nu ați. Da. Domnule primar, începe școala. Știu că avem o lege, se pare că legea 200, care interzice ca societățile comerciale, mai ales baruri și restaurante, să funcționeze cu 200 de metri în apropierea unităților școlare. De aceea, pentru a avea probabil la an, n-am mai avea cifra asta de avantaj, de mulți copii care pică la pat, cred că ar trebui să punem acea lege în aplicare. Eu știu că deranjăm foarte mulți patroni de baruri și restaurante care sunt pe lângă licee și școli sau acelorat. Sunt convins de chestia asta. Dar trebuie să ne gândim la tineretul nostru și inclusiv la ceea ce lăsăm după noi. Trebuie să ne gândim foarte bine și trebuie să găsim o soluție pentru așa ceva. Iar, domnule primar, am venit aici în Consiliul Local, recomandat aici de domnul primar, cum este, și vă rog să vă credeți că, într-adevăr, vreau să lăsăm politica la ușă, să nu mai ținem cont că Dinescu e de la țărăniști, că tunorii de la PNR sau un alt veneam de la PNR, inclusiv colegii din PSD. Să ținem cont de toate proiectele benefice pentru piteșteni, care sunt în favoarea piteștenilor, și să lăsăm la o parte coloratura politică, pentru că cred că politica asta de excelență face rău. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, este cel mai bun punct de vedere pe care cred că l-am auzit în mandatul ăsta, pentru că s-a și văzut niște
tendințe și niște tente de a se vota politic și cred că nu este cazul, indiferent care dintre noi vine cu o propunere corectă și o propunere în favoarea sau pentru cetățenii, că oricum cetățenii, și dacă proiectele sunt respinse sau aprobate, se adresează Consiliul Local. Trebuie să nu privim din unghiul ăsta. Încă avem tendința asta, cine e ăla, cu ăla, dar la noi nu cred că veți auzi treaba asta. Dar încă mai sunt aceste tendințe. Am un exemplu chiar astăzi, nu vreau să-l spun. Dar, mă rog, o chestiune care e destul de nepotrivită. Și nu ne-ar fi ajutat cu absolut nimic, cu absolut nimic, ba din contră, dacă am fi votat altfel toți. Vorbesc de un amplu, cred, ordinară. Și este foarte bine ce spune domnul Iescu. Oricare dintre dumneavoastră, vezi medicul, nu contează, nu trebuie să întreb pe țărării sau OSD sau PNL-iști. Sau PNL-iști. Avem tendința asta și o facem, să știți. În capul nostru există treaba asta. De la noi sper că nu veți auzi lucrul acesta. Sperăm. Vreau să vă spun de ce. Am lucrat în societăți de consultanță, când era guvernarea PNL, primarul PSD care depunea proiecte spre atunci, domnule, noi aprobăm proiectul de la PSD, acum se întâmplă invers. Totodată ne uităm că pierdem bani europeni pe culoare politică. Nu este sănătos pentru noi, nu este sănătos pentru cetățenii din România. Trebuie să ne uităm pe proiecte și care sunt viabile și în favoarea cetățeanului român și a mitejdean, să le dăm drumul în contează culoarea politică. Domnul Bine, și dumneavoastră vorbim de proiectele europene sau dosare pentru proiecte europene depuse aici la Vitei sau în altă parte către București. Și când? Vorbesc de ce a fost, de ce este și în viitor pentru Mitești. Da, mulțumesc. Haideți să nu mai întindem din această zi. Știi cu toții la ce se referă domnul Binescu? Știi multe detalii? Mă rog, domnul Tudor, dar țineți cont că mai sunt trei hotărâri, nu știu. Dar foarte scurt, și vreau să fac o... adresez o rugăminte, care s-a vorbit foarte frumos.